familia mea, dacă nu m-am și bătut, am și dat, am și luat, m-am și tăiat, am și tăiat, m-am și furat, am și furat, am făcut de toate, recunosc. O să știți că filmez totul în aceeași zi, dar nu. Sunt 3 zile diferență pentru că am ajuns mort seara. Astăzi vreau să filmez arena, deși aș putea să iau un cocomașă sau un tricou după mine. Hai să fiu smart. O să-mi iau un ghiozdan. Deci ca să înțelegeți ce se întâmplă, trebuie să mergem la arena, dar până să mergem la arena, eu astăzi vreau am 1v1 cu Conacu, am și postat pe Instagram. Tocmai de aia trebuie să fiți și mai atenți pe Instagram. Astăzi am de făcut în felul următor. Asta e schedule-ul meu pe ziua de astăzi. Trebuie să mă duc să iau prânzul cu Five Gang, pentru că vin de la Five Gang ca să concerteze în seara asta, să mă să iau prânzul cu ei și... Jack, did you? Și chiar mă sună Jack. Da, Jackie? Bine, întâi stăteam în cameră. Da? De ce? A, ok, bine. Da. Hai, cheamă transportul, eu o să cobor jos în 5 minute. Pop. Așa. Da, deci tocmai ce se amână sau se anulează, nu știu exact ce se întâmplă. Suflet. Dar trebuia să mă văd cu cei din Five Gang, așa că o să ne vedem diseară probabil la arena acolo. Astăzi vreau să iau camera după mine să mă filmez toată arena, pentru că este o bijuterie și am și turneul 1v1 cu oamenii care vin acolo, să le dăm și niște premii, niște reward-uri, așa că o să vă iau și pe voi să vă filmez arena astăzi, da? Și este altă zi, doar că... Nici măcar nu mi-am scos toate alea acolo. Atâtea chestii mai am eu și nu mai am nici țigări. Haideți să vă arăt arena, apăsați și voi butonul de like, subscribe, follow pe Instagram și toată lumea care e din Oradea să-mi scrie acolo, rubrica de comentarii puternic. El era Angelu când eram fondator la All Stars, din cauza lui a pornit tot. Da, eu am văzut problema. Ia de că sunt cameraman la plecat tine, vezi cum te-am urmărit? Ia-ți, mai nu pot. Asta. Nu, cât de, dar mai ținut astea, să știi. Wow. Câți bani au dat asta? Mulți, toți. Cam cât? Toți, nu știu, vreo 3.000, 3.000 și-am. Ui, mai mult 3.000. Ghetane? Ce faci? Ce, să vă uite la evenimentul? Bine, mă pregătesc la râs la oameni, arena aici. Vezi că e frumos rău de tot. Păcat că n-ați venit, fraților, se fac evenimente rar și atunci când se fac, nici măcar atunci nu veniți. Bine, public e suficient. Bine v-am găsit pe canalul lui Conacu. Nu uitați să dați subscribe. Canalul tău. Nu. Pe canalul astăzi, meu. Astăzi o să vă arătăm minunăția asta de arenă și vă arătăm și ce ați pierdut celor ce n-au venit, nu? Corect. De la 1 la 10, ce note-i de arenei? 10, frate. Fără dar și poate. Nu, că suntem noi aici, sincer, 10. 9.50, pentru că aș fi băgat mai multe locuri. Mai multe locuri. Da, mai multe locuri pentru o polivalentă, e polivalentă. Bine, da, dacă ar fi. Oricum, hai să vedem. Deci el i-a dat 10, eu i-am dat 9.50, voi o să votați în comentarii. Acum începe prezentarea arenei. Prima chestie pe ordinea zilei este producția, pentru că fără producție nu s-ar putea întâmpla nimic din ce vedeți voi pe streamuri. Și acum o să intrăm la producție și o să-i bubuim un pic cu camera. Haideți să vedem producția. Chiar dacă deranjăm oamenii aici că mănâncă, am venit cu camerele peste voi, băieți. Super! Cât de repede se poate. E chiar mare lang. Salut! Salut, Ang! Salut, 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 salut! Mă rog. Ce? Poți să iau cu la. Da, hai, repede! Hello, băieți! Hello, guys! Hapciu! Poftă mare! Așa știi că ești dedicat cu mănânci lângă calculator. Ang mi se pare cel mai multiplier omul de aici, care face cele mai multe chestii, all the time. Trebuie să filmezi producția, ca să înțelegem, să fac arena. Deci avem într-o parte, aici, un set, iar aici avem alt set. Salut! Salut, salut! 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 Am venit peste voi. Salut! Vreau să le aflăm în producție. No, all the best. No worries. Salut! Salut, man! Hello! Hello!
Am mers să le arătăm la oameni ce faceți aici la producție. Bă, ne batem capul cu muzica momentan. Cum? Ne batem capul cu muzica momentan. Da? Da. Nice. Filmăm... Dar nu poți să compari ce ai tu cu ce am eu. Uite, vezi, a venit să ne facă în ciudă, că el are barta aparatul. Bun. Și avem aici, mai avem un set de oameni. Hello! Salut! Scuze de deranj. Salut! Salut! Hello! Am mers să le arăt la oameni producția. Și aici avem, dar trebuie să... ușor. Aici avem casterii. Acolo sunt chestii separat și practic avem acolo un set de oameni la producție, încă un set de oameni aici și acolo unde se mai mănâncă, pentru că la oamenii mai și mănâncă, un set de canapea și acum, de canapele, și acum o să vi-l arăt pe Varga, oameni, Varga. Varga, I'm coming to you. Varga. Varga. Nu, Varga. Varga, ești foarte sexy, Varga. Să-ți fac un elicopter, dar după aia nu mai pot. Aurmen, Varga. Serios. Cel mai frumos am din tot Clujul. Omul care nu are nevoie de nicio prezentare. Hello, Angeliță. Santa, de la 1 la 10, ce note de arne? Fucking 100. Wow, ok. Arana chiar e mișto, actually, să știi. Ce note dai? 9.50, e cam cald. Ok, 9.50 am dat și eu. Da, e cam cald și atât. Acustica nu e perfectă, okay. Dar e făcută pentru sport. Da, e ok. Perfect. Da. Iar aici avem foarte multe frigidere cu apă, drinks. Și urmează să vă arătăm scena, tati. Trebuie să mergem să vedem scena. Încercăm să tragem repede scena pentru că urmează să se joace campionatul de fete. Trebuie să iau pe Daria, cea mai tare operatoare ever pe care am cunoscut-o. Daria. Doamne ajută, am zis că murim. Ok, am zis că murim. Așa arată spatele scenei. Hai să ne uităm repede dacă sunt fete, sunt fete acolo. Se întâmplă ceva acolo. Așa arată spatele scenei. Este super. De 5 minute până începe Girl Gamer Championship. Și vedeți că e foarte huge. Să nu uităm de biroul casterilor. Aici se castează. Pentru ce se joacă toată lumea aș l-aș lua acasă pe start. Producție. Macaraua! Și uitați ce conduce băiatul ăsta astăzi. Cât de greu e să manevrezi chestia asta? Nu vreau. E prea scurt. Iar acum trebuie să vedem ce beneficii aveau oamenii și începem cu zona VIP. Avem două zone. Avem zona VIP, unde erau oamenii care aveau bilete VIP, și zona normală, unde aveau bilete oamenii care nu și-au luat la VIP, ok? Iar eu acum o să vă arăt zona VIP în ansamblu. Cam așa arăta din ansamblu de aici, dar e un fotoliu de VIP, ok? Okay.
Asta e cel mai agresiv organizator. Nu sunt agresiv. Și aici, când trecem de chestia asta, intrăm în zona normală, părăsim VIP-ul și avem standurile și protecție. Avem protecție, da? Și avem primul stand celor de la Superbet aici, main, atracția main. 1v1, dar băiatul ăsta nu se joacă, de ce nu te joci? Nu-mi intră parola acum, vede. Ce faci? Aici, la deci aici se joacă 1 vs 1 și noi ne-am jucat și eu, și Cheta, și Amicler și s-au jucat și oamenii de dimineață până seara. Mai jucăm și imediat. Cum? Mai jucăm și imediat. Da. Deci avem standul de la Superbet unde se joacă 1 vs 1 la calculator. Avem aici ceva antrenament pentru cum. Whoa, hello, fetelor! Asta este standul de la Monster, unde este un free drink pentru toată lumea. Deci pentru toată lumea de aici. Și au ca atracție două console. Nu știu cum îi zice la chestia asta aici. De aici? Dar tot ansamblul ăsta. Dracuși! Race simulator, ceva de gen. Aici unde te poți juca Formula 1 și aici ceva cu off-road. Cu volan, cu de toate, tata, cu volane, cu partele, iaute-le, bam, 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 bam. Și aici unde sunt, are un televizor și ceva carapele, făcute foarte nice. Și trecem la următorul stand. Ceva de la DJ Abus, Old Bad Gold, tata. Halo! E sigur vechi, tata. Vă distrați aici? Ce vă jucați? Ce te joci? CS. CS? Da, da. Ei, nu știu dacă ești pe CS, ești CS 1, 5, 6, 5. Hai că l-a făcut retro gaming. Fai snow. Deci avem standul ăsta foarte frumos, ceva ce nu la Digi. Aici, nu mai zic, am zis și pe stăle aici, nu te stăm viteză. Bună ziua, Oradea! Sunteți aici în sală? Haide să vă aud, hai să ne auzim un pic, haide să pornim ziua asta în forță. Avem o zi întreagă de evenimente frumoase, avem o zi întreagă de gând, gamer, dragi doamnelor și domnilor, cele mai bune patru echipe de League of Legends feminin din Europa vor urca astăzi pe scenă. Este un eveniment care a ajuns în 2017 și de atunci a prins o formă globală. Ca să înțelegeți, de la acest eveniment sus, care se va desfășura astăzi, vor merge atenție la campionatul de noi. Avem foarte multe lucruri pentru care jucăm astăzi. Mizele sunt mari, echipele sunt pregătite, așa că hai să începem. Hai să începem cu un pic de aplauze, cu un pic de energie. Hai să animăm puțin Digital Crusade. Sunteți aici cu mine, da? Mamă, cum e asta aici? Bun! Primele două echipe care vor urca pe scenă astăzi sunt, în primul și în primul rând, Rizol! Standul de aproape pentru fetele de la Rizol. Bun! Sunteți pregătiți de niște Liga Legendelor de calitate astăzi? Și trecem la următorul stand. Băieții ăștia mei sunt preferații mei. Hello! Deci, stand de la stânga la dreapta. Se joacă un meci, nu? Avem un meci aici care se joacă. Crowman! Echipa roșie versus echipa verde. E un joc de cartă asta de viața reală. Ali in jungle. Pe mid este Sha. Punct verde. Stratos Panda este AD Carry. Astea sunt armele și chestii de pe cartă la rază. Iar aici avem standul bun de
urcă acum pe scenă reprezentantele României și anume Control. Haide să le aplaudăm. Zlata, unde dai la? Muruc. Păi dacă nu pot să pășesc, ce se întâmplă aici? Ce să fac parte? Ce se întâmplă aici? Am filmat în slow motion. De ce sunt atât de mulți oameni aici? De ce sunt atât de mulți oameni aici? Pentru că este concert Fabian și pentru că sunt eu aici. Pentru că ești tu? Și ce se întâmplă aici? Ne poți spune ce se întâmplă aici? Dăm 1v1. De ce? Pe Aram. Pe LOL Aram, da? Da, da. Cine câștigă? Normal că eu. Și el ce e? Și avem și o fată care joacă. Și era cai. Gol. Gol? Gol. Ai bătut pe ăla băiatul ăla? Nu, nu. Eu l-am. Nu, el cu Silver. Ba și. Așa vă duc să trebuie. Master. Și voi vă jucați băieți? Da, da. Vă așteptăm la rând. Wild Guest, cel mai mare rank, Master. Five Gang. La șef cu Shelly? Da, Shelly, dacă tu ești la asta? N-am ce să spun, nu e mai mult sunt acum. Nu iubești pe Shelly? Nu iubesc, le apreciez. Oradea! Yo, 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 yo! Sunteți pregătiți de show? Nu vă aud! Mamă, pe unde mergem, că eu știu. Yo, yo, yo! Oradea, vă mai întreb ultima dată. Sunteți pregătiți de show? Hai, DJ! Oh! Oh! Yo, 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 yo! Sunt ca tine, am văzut o hate în jos. Bine, ești o penergie. Să vezi ce urmează, anul ăsta a fost artist. Te-am mirosit, ești un șar, mi-a trecut pe listă. Am văzut o poezie, am dat foc la internet. Am văzut o poezie, voi pe scărâncați în cest. Am văzut o poezie, vreți să vezi acest, n-aveți niciun efect. Crispy are care bagă sos la pachet și sos. În cantități industriale dos, femeia ta îmi dă destoare. Sală cu buzare și echipa mea are și la vânătoare. Poții, a venit anul, dar nu-ți mă rog ca ubii. Am vitez la lumini, nu o să-ți fiu așa și ce mai sunt pentru mine. Ia să vedem, doamna mea, urmează ceva frumos. Mădărin știe că e piesa lui preferată. O să dedic această piesă, o să dedic lui Mocel această piesă. Este... Vreau să-ți o pui, vreau să-ți pui piesa asta când intră donație pe stream. La donație trebuie să-i dai cu piesa asta, Imogen, ți-a zis ce ai deja o dată. Hai, dice! Să-ți o pui la stream, da? Haide, mama, hai că vin în față. Da, îți vine mânuțul, intră cineva și-ți donează. Și bama, intră banul și...